Manualul de utilizare al fotoliului de masaj Andora de la Commoder. Pe partea din spate a fotoliului găsiți butonul de pornire sau oprire generală și o siguranță fuzibilă în caz de supratensiune în rețea. Dacă nu se va folosi fotoliul o perioadă mai îndelungată de timp, se recomandă oprirea generală sau scoaterea din priză a acestuia. Fotoliul se poate porni de la acest buton. Fotoliul se va rabata puțin pe spate, după care va începe scanarea inteligentă. După finalizarea scanării, dacă nu suntem mulțumiți de poziția umerilor detectată, putem ajusta poziția umerilor prin apăsarea săgeții în sus sau în jos. Pe ecran aveți următoarele informații. Timpul rămas din sesiunea de masaj. Numărul programului automat de masaj. Pernele de aer care sunt active în acel moment și intensitatea acestora. Dacă sunt activate rolele de la talpă. Tehnica de masaj care acționează în acel moment. Poziția rolelor de masaj de la spate. Durata sesiunii de masaj poate fi ajustată apăsând butonul Times. Butonul de pauză se poate acționa când se dorește. Cele 6 programe automate se pot selecta după cum se vede. Ajustarea poziției de înclinare a fotoliului spătar plus suport de picioare se poate face prin butoanele de pe telecomandă. Pozițiile 1 și 2 de Zero Gravity se pot acționa după cum se vede. Zona de acționare a pernelor de aer se va face prin apăsarea butonului Air Pressure. Intensitatea pernelor de aer, reglabilă pe 3 trepte, se poate face prin apăsarea butonului Intensity. Căldura poate fi pornită sau oprită, o linie roșie apărând pe telecomandă când aceasta este activă. Viteza rolelor de la talpă poate fi reglată pe 3 nivele sau se poate opri complet. Tehnicile de masaj manual pot fi acționate după cum urmează. Prima dată se va selecta una dintre cele 5 tehnici de masaj apăsând butonul Mode. Tehnica de masaj va apărea pe ecran, iar aceasta va acționa într-un punct fix. Putem ajusta viteza tehnicii de masaj pe 5 trepte. Mutarea punctului fix sau zona reglabilă de masaj se va face prin ținerea săgeții în sus sau în jos.
Apăsând acest buton, se schimbă zona de acționare a tehnicii de masaj setate. Masaj în punct fix, zonă reglabilă, pe toată suprafața spatelui, parte superioară, respectiv parte inferioară. Pentru a schimba distanța dintre role, este necesară schimbarea tehnicii de masaj, de exemplu, bătaie ușoară sau shiatsu. În cazul că se dorește ca rolele de la spate să nu efectueze nicio tehnică de masaj, se va apăsa pe butonul Mode până când pe ecran nu va apărea nici o pictogramă a unei tehnici de masaj. Așa fiind posibil să acționeze doar pernele de aer din zona selectată. Activarea comenzii vocale se poate face zicând Hi Alice, după care comanda dorită. Dacă se dorește oprirea completă a comenzii vocale, se va ține apăsat 5 secunde pe butonul de Zero Gravity. Pentru oprirea completă și revenirea la poziția inițială a fotoliului, se va apăsa butonul de pornire-oprire. Vă rugăm să așteptați ca fotoliul să fie în poziția lui inițială, pentru a vă da jos din el. Notă importantă! Acest fotoliu este programat în așa fel încât după terminarea minutelor setate de masaj, fotoliul va rămâne în poziția rabatată pe spate, pentru a rămâne relaxați în el până când simțiți nevoia să coborâți. Pentru a-l aduce la poziția inițială, va fi necesară pornirea fotoliului, după care oprirea acestuia. Relaxare plăcută alături de fotoliile firmei Commodore.